Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Pești, astăzi vom face Pești pentru săptămâna 18-24 martie. Haideți să vedem, dragilor, ce vine către voi în această săptămână și care este energia care guvernează această săptămână. Ce vine către voi, Pești? O energie, longevitate, ce porniți, ce demarați în această săptămână va fi de lungă durată și divinație. Wow, aici aveți cunoaștere, aveți o claritate asupra, o clar viziune, o intuiție asupra realității voastre. Începeți să vedeți clar, limpede, toate dedesubturile, toate lucrurile ascunse, e pe termen lung, sunt lucruri care au fost ținute ascunse mult timp de ochii voștri. Haideți să vedem cu ce vine această săptămână pentru voi, longevitate, divinație și comunicare, se deschide comunicarea. Începeți să spuneți celor din jur, vouă să vă spuneți universului tot ce vă doriți. Aici vă gândiți pe termen lung la viața voastră. Echilibru, carul, 8 de monede, 2 de spade, hierofantul și 7 de spade. La capătul setului de cărți, 8 de spade. Aici v-ați autosabotat. Aici ați lucrat în defavoarea voastră și nu mai vreți acest lucru pentru că sabotajul v-a blocat, v-a adus într-un opt de spade și nu ați mai știut cum să ieșiți din acest blocaj. Dragilor, ieșiți în această săptămână, veți lucra la ieșirea din această tristețe, din această... Aici v-ați luat singuri fericirea, v-ați sabotat. Nu v-ați reprimat, nu v-ați lăsat în voia sufletului vostru, nu v-ați ascultat sufletul, ați luat decizii contra voastră și ați rămas în opt de spade, în această închisoare a minții. Plecați pentru că aici este 6 de spade și totul se deblochează, plecați pentru că aici a fost o legătură toxică, un sabotaj, diavolul, poate un capricorn care v-a ținut aici și care v-a determinat să ajungeți în această tristețe, în acest impas. E timpul judecății, e timpul noilor începuturi, sună trâmbițe și trâmbița anunță ieșirea din acest impas în care și timpul parcă a stat în loc. Ați stat strâmb, ați gândit drept și acum începeți să vă gândiți la iubire. Începeți să vă gândiți la viața voastră, la iubirea voastră, la ce ați reprimat până acum și ce ați vrea să vi se întâmple de acum înainte. Sabotajul se închide, ieșiți din această capcană a minții. 6 de spade, pleacă, pleacă departe de această situație. Citirea începe cu temperanța, începe cu echilibru. Urmează carul. Aveți aici un rac, aveți o balanță sau un săgetător sau un taur. Persoane din jurul vostru care încep să vă spună lucrurile așa cum sunt. Și voi începeți să le vedeți adevărata fața fiecăruia dintre persoanele cu care sunteți, de care sunteți înconjurați, să le vedeți adevăratele culori și începeți să vă vedeți adevăratele culori ale sufletului vostru, dorințele voastre pe care le-ați închis într-un opt de spade și pe care acum începeți să le vedeți pentru că este timpul divin, pentru că este pe destinul vostru să începeți aici o nouă poveste de iubire, o reîntoarcere la voi.
Aici vă dați restart și începeți să iubiți ce vă place vouă. Iubire, o cupă plină cu iubire pe care o aveți de oferit și pe care v-ați reprimat-o. Voi aici iubiți o persoană. Doar o priviți de la depărtare. Nu ați îndrăznit, nu ați acceptat, aici este patru de cupe, nu ați văzut această cupă plină cu iubire. Nu ați luat-o, nu ați oferit-o. Este aceeași cupă din asul de cupe. Asul de cupe este un început frumos, promițător în iubire. Este îndrăgostire, pasiune, iubire pură, necondiționată. Nu ați acceptat această cupă și v-ați sabotat. Ați ajuns într-un 8 de spade. Ieșiți cu 6 de spade. Este justiția, este judecata, este magicianul. Această săptămână aduce deblocarea pentru că ești într-o energie de pământ în această săptămână și faci ca lucrurile să se întâmple. Începi comunicarea. Regele de pământ face ca lucrurile să se întâmple. Este generos, este deschis, este stabil. Vrei stabilitate și vei aduce stabilitate în viața ta. Aici persoana care se îndreaptă către voi este o persoană iubitoare, este stabilă, este visul tău. Poate fi, cum am spus, un rac, un taur sau o balanță. Nu ai știut cum să te îndrepți către această persoană sau persoana nu a știut până acum cum să se îndrepte către tine. Dar lasă în urmă această nehotărâre și vine către tine această persoană sau tu mergi către această persoană pentru că tu aici te gândești la viitor, la un drum lung pe care vrei să-l parcurgi alături de persoana iubită, dragă inimii tale. Știi ce ai de făcut, ai claritate, ai viziune, trebuie doar să comunici. Și ai și curajul. Deschizi comunicarea cu această persoană sau persoana se îndreaptă către tine și îți spune. Are curaj, îndrăznește să deschidă această cutie a Pandorei și să te facă să conștientizezi ce contează pentru tine cu adevărat. Curaj, comunicare, divinație și longevitate alături de această persoană pe care o vei întâlni în această săptămână. Toată viața ta va fi echilibrată. Alături de această persoană vei merge un drum lung de acum înainte. O dorință aici a ta mare de vindecare. Aici te vindeci de un trecut greu, te vindeci de acest blocaj, de acest sabotaj, de această nehotărâre. Aici ai avut o credință învechită, o cutumă pe care ai respectat-o, dar nu mai ții cont de credințele altora. Aici începi să-ți asculți sufletul, începi să asculți dorința sufletului tău, iar dorința sufletului tău este să mergi către steaua ta norocoasă, către iubirea vieții tale. Iar iubirea vieții tale vine în această săptămână și este diferită, este fără atașamente, este fără adicții, este fără cusur. Este un nou început, un nou început frumos. Stai strâmb, gândești drept, timpul se deblochează și te îndrepți cu pași repezi către această iubire, către acest nou început, această iubire care curge prin tine și vine la tine. Poate e departe persoana la care te gândești, dar ea va veni în această săptămână și va veni repede cu carul. Alături de această persoană vei avea victorie, vei munci la acest plan. Da, o săptămână foarte frumoasă pentru pești. Te gândești la viitor și viitorul sună bine pentru tine, pentru că ai parte de un nou început în iubire și din ieșirea dintr-un impas mare. Dacă acum nu acționezi, rămâi blocat aici într-un 8 de spade,
cu frici, cu temeri, cu deziluzii. Doar că după se vede șasele de spade, trebuie să ieși, să-ți faci curaj și să pornești comunicarea. Dacă nu faci tu acest pas, va face cealaltă persoană și va veni către tine, iar tu trebuie să-i răspunzi acestei persoane pentru tine, pentru deblocarea sufletului tău. Haideți să vedem de aici. Grație, finețe, încet și sigur, fii blând cu tine, fii blândă cu tine, spune-ți adevărul și mergi către visul tău pentru că faci bine ceea ce faci. Aici are loc transformarea. Te îndrepți către un nou început și începi să te iubești pe tine, să ai grijă de sufletul tău. Aici aveți grație, aveți recunoștință față de voi. Începeți cu voi și transformarea are loc. Având blândețe, grijă față de sufletul vostru, persoana predestinată, iubită, vine alături de voi. Este o lumină divină care vă luminează sufletul în această săptămână și care se îndreaptă către voi. Aveți cunoaștere, aveți curaj, începeți comunicarea pentru că este o săptămână frumoasă pentru pești. Dacă aveți o întrebare pentru această săptămână, vă rog să vă adresați acum. Acest taur, acest rac, această persoană care se îndreaptă către voi, este visul vostru. Trebuie să aveți curaj aici, pentru că alături de această persoană veți începe un drum lung și frumos, plin de armonie, asul de cupe, iubire necondiționată. Aici vi se cere să nu mai țineți cont de părerile celorlalți, de credințele celorlalți. Aici trebuie să vă ascultați sufletul. Haideți să vedem dacă aveți o întrebare, să-i găsim și un răspuns. Da, vei primi înapoi. Dacă te-ai gândit la un lucru pe care ți-l dorești, va veni la tine acel lucru, acea relație, acea persoană, pentru că este timpul perfect. O citire frumoasă pentru pește. Aici este transformare, se schimbă totul de la o zi la alta, de tine depinde. De unde pleci și unde vrei să ajungi, pentru că dorințele ți se împlinesc. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o săptămână de vis. Vă pup, pa, pa!